Sunt 4 săptămâni care, iată, s-au scurs de la data instalării stării de urgență și am căutat să exprim opiniile personale și ale Pro-România prin postările făcute pe pagina de Facebook și prin luările de cuvânt în cadrul dezbaterilor parlamentare ținute în aceeași modalitate în online. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați preluat în bună parte opiniile pe care le-am exprimat și le-ați difuzat către opinia publică. Am ținut să fac astăzi o conferință de presă în această modalitate care vă mărturisesc că nu îmi place, pentru că probabil președintele Klaus Werner Iohannis va emite un nou decret prin care va prelungi starea de urgență și ați observat cu toții că opiniile exprimate de partidele politice parlamentare sunt diferite și nu avem o certitudine cu privire la modul în care va decurge procesul de prelungire a stării de urgență. Un prim comentariu pe care vreau să-l fac este legat de decretul în vigoare încă astăzi, privind instituirea stării de urgență, consecințele economice, sociale și politice. În primul rând, starea de urgență și starea de asediu sunt situații excepționale cu care România nu s-a confruntat din anul 1989. Nu avem un precedent în cei 30 de ani de la instaurarea unui regim democratic. Datorită faptului că în cele două situații excepționale se restrâng drepturi și libertăți fundamentale, a existat și o dificultate în legiferare. Abia în 1999 a fost adoptată o ordonanță de urgență a Guvernului, numărul 1/99, privind regimul stării de asediu și stării de urgență. Decretul 195/2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, este primul act de acest tip emis de un președinte al României în cei 30 de ani de democrație românească cu bune și cu rele. Parlamentul României a exercitat pentru prima dată atribuția de aprobare prin legea decretului privind instituirea stării de urgență, conform articolului 93 aliniatul 1 din Constituția României. Votul a fost dat în condițiile pe care le cunoașteți, cu un guvern investit cu numai o zi înainte, de o parte importantă a opoziției, în special de Partidul Social Democrat, PNL stând acasă sub pretextul contaminării cu COVID-19, în condițiile unei emoții publice consistente create de extinderea cazurilor privind îmbolnăvirea cu COVID-19. Câteva comentarii legate de acest decret, care a fost prea puțin analizat de partidele politice sub aspectul legalității. În primul rând, decretul este un act administrativ cu caracter normativ, a cărei neilegalitate poate fi atacată la instanța de contencios administrativ. În al doilea rând, după părerea mea, decretul 195/2020 păcătuiește prin faptul că nu este un act de punere în aplicare a unei situații excepționale, ci este un act care administrativ, cu caracter normativ, care a interferat puternic în ceea ce înseamnă atribuțiile Parlamentului și puterii judecătorești. Din această perspectivă, cel puțin în parte, cu referirele la capitolele 5 și 6 din anexa 1 la decret, acest decret este nelegal, încalcă norme constituționale exprese, cum ar fi articolul 61 aliniatul 1 și articolul 115 din Constituție, conform cărora singurele autorități care au competența să adopte reglementare primară a relațiilor sociale sunt Parlamentul și respectiv Guvernul în temeiul delegării legislative. În al doilea rând, decretul restrânge drepturi fundamentale, cum este dreptul la proprietate privată, dreptul la circulație liberă, dreptul la învățătură, dreptul la libertatea întrunirilor, dreptul la viața intimă, familială și privată, inviolabilitatea domiciliului. Asemenea, restrângeri pot fi făcute numai de Parlament prin lege sau de guvern prin ordonanță de urgență. Nu are atribuții președintele în restrângerea unor drepturi fundamentale. Măsurile stabilite prin decret sunt disproporționate prin raportare la dispozițiile articolului 53 din Constituția României, care spune că restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale
trebuie să fie proporțională, nediscriminatorie și fără a aduce atingere existenței dreptului sau libertății. Ca urmare, într-un stat în care democrația, statul de drept și drepturile omului constituie valori fundamentale, respectarea strictă a legalității în situații de criză este esențială pentru prezervarea acestor valori, lucru care nu s-a întâmplat prin decretul emis de președintele României. Consecințe politice. Parlamentul a fost uzurpat în rolul său constituțional de putere legiuitoare, controlul parlamentar asupra activității guvernului este inexistent, nu avem răspunsuri la întrebări, la interpelări, au fost suspendate normele juridice care privesc transparența activității administrației publice centrale și locale. Guvernul este astăzi și legiuitor și executiv, încălcând principiul separației puterilor în stat. Prin ordonanțe de urgență, dar foarte ciudat și extrem de nociv pentru statul de drept democratic, prin ordonanțe militare se adaugă la lege, se interpretează legea. De exemplu, acel comitet pentru situații de urgență dă răspunsuri cu privire la modul în care trebuie să aplicate normele care reglementează contravenții la regimul stării de urgență. Autoritățile administrației publice au fost știrbite în ceea ce înseamnă competențele lor legale. De exemplu, poliția locală este subordonată operativ Ministerului Afacerilor Interne sau spitalele au trecut în coordonarea Ministerului Sănătății, deși resursele financiare sunt asigurate de unitățile administrativ-teritoriale, județe, municipii sau orașe. Este, după părerea mea, greșit să angreneze armata în gestiunea unor aspecte privind starea de urgență. Armata are principalul rol în caz de stare de asediu, iar în situația stării de urgență, numai dacă aceste situații excepționale privesc securitatea națională și apărarea democrației constituționale. Cred că Ministerul de Interne, cu poliția locală alături, jandarmerie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, dispuneau împreună de suficiente forțe și mijloace pentru asigurarea respectării măsurilor specifice stării de urgență. Poate fi acceptată în ultimă instanță folosirea armatei pentru misiuni de pază sau pentru asigurarea sănătății populației, cazul legat de spitale militare, spitalul Rol 2 Otopeni, detașarea personalului militar, implicarea Institutului Cantacuzino, dar este o exagerare și o încălcare a normelor democratice să scoți armata în stradă cu tehnică de luptă. De altfel, trebuie să observați cu toții că România este printre puținele țări care a notificat CEDO cu privire la restrângerea exercițiului unor drepturi fundamentale, ceea ce arată un mod ciudat de a privi evoluția democratică într-o situație de criză. De asemenea, am atras atenția și insist și astăzi pe sancționarea fără discernământ a cetățenilor. Foarte multe situații în care oamenii au fost sancționați cu amenzi de 2.000 de lei, 3.000 de lei, 4.000 de lei pentru simplu fapt că au mers în vizită la un vecin și n-au avut declarație, pentru faptul că, știu eu, îmi spunea cineva că își păzea mama aflată într-o stare de sănătate foarte gravă, locuia la două case, sancționat pentru că nu avea declarație, oameni care merg să efectueze lucrările agricole la câmp, sancționați pentru că n-au trecut orele sau intervalul orar în cadrul căruia execută aceste lucrări și astfel de situații care sunt inacceptabile. Am văzut inclusiv în presă o întreagă veselie pe motiv că se aplică amenzi contravenționale. Dragii mei, 5 milioane de lei amenzi contravenționale în 3 săptămâni de zile înseamnă o situație inacceptabilă. Cei mai mulți dintre cei sancționați sunt oameni care astăzi fie trăiesc din pensie, fie dintr-un salariu, fie au ajutor de șomaj sau unii dintre ei sunt pur și simplu șomeri. Am văzut o filmare zilele trecute unei acțiuni a poliției din Dâmbovița, într-o localitate unde s-a înregistrat un caz de persoană infestată cu COVID-19. Am numărat 12 mașini care intrau în acea comună
Ca și cum acolo, știu eu, nu știu ce situații excepționale se întâmplau, când era suficient să intre, da, știu eu, un personal minim pentru asigurarea ordinii publice dacă era necesar, și mai degrabă era rolul celor din sistemul de sănătate al administrației locale. Asemenea, desfășurări de forță sunt inacceptabile, după părerea mea, și nu au nicio legătură cu o situație democratică. Consecințe economice. Ele sunt cunoscute de dumneavoastră, doar le reiterez și eu, sunt date publice. 35.000 de hoteluri, pensiuni și restaurante închise. 200.000 de șomeri. 1.000.000 de oameni trimiși în șomaj tehnic. 9 miliarde de lei pierderi la bursă. 11,5 miliarde de euro pierderi ale companiilor. În Dâmbovița, 933 de contracte de muncă încetate până ieri. 14.520 de contracte de muncă suspendate, 31 de hoteluri și pensiuni închise, 152 de restaurante închise, 106 baruri închise, 5.000 de locuri de muncă aflate în pericol ca urmare a activităților din domeniul Horeca. Aseară domnul Câțu spunea într-o conferință, într-un interviu, că veniturile la bugetul statului au scăzut cu 20 de miliarde, cheltuielile au crescut cu 12 miliarde și că banii pentru șomaj tehnic vor fi obținuți din împrumuturi. Aceasta este situația economică care este deosebit de gravă. Am spus într-o postare și vă spun și astăzi, instituțiile financiare internaționale și instituțiile bancare evaluează o scădere a produsului intern brut al României între 4,7% și 6%, asta înseamnă între 10 și 13 miliarde de euro. Un șomaj de 11%, care este imens, nu l-am mai avut din anii 96, 97, 98, și o situație în care avem peste 500.000 de oameni veniți din străinătate, majoritatea dintre ei fără resurse financiare pe termen lung. Dacă mergem la sistemul de sănătate, avem peste 400 de cadre medicale infectate cu virusul COVID-19, avem spitale județene transformate în focare, la Suceava, la Arad, la Deva, la Focșan, la Sfântul Gheorghe. Rezultatul este în principal la netestării personalului medical. Avem cel mai mic număr de persoane testate. Datele oficiale ne spun 48.000 de testări. Dacă luăm în calcul că o persoană este testată de cel puțin două ori, avem circa 22.000 de persoane testate în această perioadă, ceea ce înseamnă extrem, extrem de puțin, și de aici consecințe care se vor vedea în perioada următoare. Și în sfârșit, avem o lipsă totală de transparență. V-am spus că Parlamentul nu primește răspunsuri la întrebări, interpelări. În schimb, presa și oamenii politici arată că s-au făcut achiziții de materiale sanitare, aparatură medicală, măști de toate tipurile, la prețuri care sunt de 4-5 ori peste ceea ce înseamnă valoarea lor de piață. Sunt cheltuieli mari pentru carantina celor veniți din zonele cu risc ale Europei, 340 de lei pe zi pentru o persoană. Nu știu cine a luat această decizie și pe baza căror criterii. Nu avem niciun fel de transparență legat de modul în care autoritățile județene au decis să închirieze spații pentru persoanele aflate în carantină și izolare, care au fost criteriile, dacă a fost o procedură de achiziție cu oarecare transparență sau pur și simplu sunt decizii politice prin care cei de la guvernare își alimentează clientela proprie. Sunt lucruri asupra cărora cred că va trebui să ne aplicăm în perioada următoare. Față de această situație, de fapt, Pro-România a decis ieri în biroul executiv național să propună președintelui României un set de măsuri, le cunoaște, sunt publice, 15 măsuri. Considerăm că starea de urgență trebuie prelungită până la data de 1 mai,
și de aici prelungită eventual numai dacă situația din sistemul de sănătate este una extrem de gravă. România nu își poate permite, datorită situației economice și bugetare, efortul pe care îl fac alte state europene. România nu își poate permite să blocheze total economia, nu avem resursele financiare necesare pentru a reveni pe creștere economică într-un termen scurt, nu suntem parte a zonei euro și dacă ați observat, foarte multe dintre măsurile Uniunii Europene privesc doar zona euro, nu privesc statele care nu sunt în această zonă. De asemenea, trebuie să remarcați și dumneavoastră că sunt state care au început să ia măsuri de relansare economică și de redeschiderea unor activități economice. Cehia redeschide parțial granițele, au deschis magazinele bricolaj, grădinărit, papetăriile, se reiau activitățile sportive în aer liber. Danemarca de mâine redeschide grădinițele și elevii din ciclu primar revin la școală. Italia din 14 aprilie redeschide librăriile, papetăriile, magazinele care vând haine pentru copii. Spania reia activitatea pe șantierele de construcții, în fabrici, se reia activitatea avocaților și merg la lucru menajerele. Toate aceste țări mențin anumite măsuri de carantină, măsuri de distanțare socială și de protecție individuală care pot fi luate și în România. Eu salut, de exemplu, faptul că în perioada 24 aprilie 5 mai, treptat, se reia activitatea la Dacia și Ford. Sunt 17.000 de persoane aflate în șomaj tehnic și, după cum ne-a spus domnul Câțu, ne împrumutăm ca să asigurăm banii necesari plății acestui șomaj. Am să comentez doar câteva din propunerile pe care noi le-am făcut și dumneavoastră, dacă aveți lucruri de întrebat, vă rog să mă întrebați. Consider că este nevoie ca România să-și schimbe solicitarea de sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Nu ne-a explicat nici domnul Câțu, nici domnul Orban, nici domnul Iohannis de ce România cere doar 3,3 miliarde de euro pentru sprijinirea mediului de afaceri și a sistemului de sănătate, în condițiile în care Portugalia, o țară care are cam jumătate din populația României, a cerut și a primit o sumă de 11 ori mai mare. Iar Polonia a cerut o sumă de 7 ori mai mare. Danemarca a trimis solicitarea de ajutor din partea Comisiei Europene cu o lună de zile înaintea României. Aceasta arată faptul că cei care ne guvernează nu au suficientă expertiză în gestiunea unei situații de criză și nici priceperea necesară pentru a discuta cu organismele europene măsurile de sprijin pentru IMM-uri, pentru mediul economic în general, pentru asigurarea echipamentelor medicale, subvenționarea agriculturii, subvenționarea salariilor, suspendarea plății impozitelor companiilor și a contribuțiilor sociale. Și în sfârșit, mai vreau să comentez măsura pe care am cerut-o, aceea de a nu se diminua salariile și pensiile. Noi suntem de părere că nu trebuie să revenim la situația din 2009-2010. Tăierea pensiilor și a salariilor atunci a însemnat scăderea puterii de cumpărare. Scăderea puterii de cumpărare înseamnă mai puține bunuri și servicii, mai puține taxe și impozite și întârzierea relansării economice. Credem că este necesară impozitarea progresivă a veniturilor. Cei cu venituri mari, din salarii sau din pensii, trebuie să plătească mai mult. Și vă aduc în atenție faptul că Partidul Democrat în Italia, care este membru al coaliției de guvernare, a depus în Parlamentul Italian o lege prin care instituie o taxă de solidaritate, care ar trebui plătite de către persoanele ale căror venituri anuale depășesc 80.000 de euro. Se numește deja taxa COVID. Nu susținem proiectul de ordonanță a Guvernului privind suspendarea raporturilor de serviciu a contractului de muncă pentru funcționarii publici, respectiv personalul contractual din administrația publică. Aseară domnul Câțu ne-a spus că nu există un asemenea proiect. Eu îl am. El a circulat în mediul guvernamental pentru avizare. Au fost opoziții importante din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și altor avizatori cu privire la constituționalitatea acestei
măsuri. Noi credem că nu trebuie să revenim la modelul Băsescu de învrăjbirea diferitelor categorii sociale, publicul cu privatul. Nu credem că trebuie să generalizăm cazurile de suspendare a contractelor de muncă sau raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici, așa cum se propune prin proiectul de act normativ, pentru că asta ar permite o epurare pe criterii politice, administrației publice locale și centrale. Și din ce am văzut în proiectul respectiv, normele se aplică tuturor categoriilor de bugetare. Ordonanța nu face distinție, așa cum se anunțase, între cei care se află în prima linie acum cu bătălia aceasta cu COVID-19 și celelalte structuri ale administrației publice locale și centrale. Un comentariu legat de reluarea activității parlamentare. Am spus ieri în Biroul Executiv Central și colegii mei sunt de acord ca imediat după data de 1 mai Parlamentul să revină la muncă în procedura clasică. Este nevoie de normalizarea activității Parlamentului din cel puțin 7-8 motive. În primul rând, eu cred că oamenii politici trebuie să-și asume riscuri în perioada de criză. Ei trebuie să insufle populației încredere, optimism și sentimentul că problemele țării nu au fost abandonate. În al doilea rând, Parlamentul trebuie să fie principalul actor într-o situație de criză majoră. Astăzi puterea este transferată integral executivului, președinte, guvern și structurilor de forță, ceea ce constituie un regres democratic semnificativ. În al treilea rând, o activitate parlamentară normală permite în special opoziției să se manifeste prin mecanisme constituționale, inițiative legislative, participarea la dezbateri, întrebări, interpelări, ora guvernului, moțiunile simple și, de ce nu, moțiuni de cenzură. În al patrulea rând, activitatea parlamentară se poate desfășura cu respectarea tuturor recomandărilor, respectiv măști de protecție, mănuși, dezinfecția spațiilor, montarea de aparate cu dezinfectanți. Parlamentul are suficiente spații mari care să permită organizarea ședințelor de comisii de plen în condiții de menținere a distanțării sociale. Personalul administrativ și de specialitate poate fi prezent prin rotație, în măsura în care este necesar. Senatorii pot fi prezenți luni în comisii, marți în plen, iar deputații miercuri în comisii și joi în plen, în așa fel încât să nu creăm o aglomerație nejustificată în clădirea Parlamentului. Dar cred că este normal să venim la lucru în aceste condiții, la lucru în procedură normală, pentru că altfel, cu restricțiile generate de mijloacele tehnice, am desfășurat ședințe de comisii și de plen în sistem online. Un ultim subiect. Pro-România va depune astăzi un proiect de lege pentru asigurarea unor venituri suplimentare la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, un cont distinct gestionat de guvern, din contribuțiile pe care le plătesc cei născuți după 1972 la pilonul 2 de pensii. Sigur că va genera foarte multe discuții proiectul pe care noi îl propunem, câteva date care sunt utile. Participanții la sistemul de asigurări sociale contribuie la acestea cu 25% din venitul salarial brut, din care 21,25% din venitul salarial brut se direcționează către pilonul 1, este ceea ce se numește pensie de stat, și 3,75% din venitul salarial brut se direcționează către pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii colectează, potrivit datelor pe care le avem, peste 9 miliarde de lei, echivalentul a 2 miliarde de euro, reprezentând contribuțiile virate la fondurile de pensii administrate privat de către Casa Națională de Pensii și casele de pensii sectoriale în calitate de instituție de evidență. Sunt convins că quasi majoritatea cetățenilor plătitori la pilonul 2 vor fi de acord ca un an de zile, pentru că este o măsură cu caracter temporar, aceste contribuții să fie virate pentru un fond național
care să aibă ca obiectiv susținerea sistemului de sănătate, achiziția de materiale, de dispozitive medicale, construcția și extinderea de secții, de spitale, în cadrul cărora să putem trata în condiții bune bolnavii de COVID-19 și să fim pregătiți pentru situații posibile de acest tip în viitor.